Felicitări, ai fost pe tot terenul, mai ai plămâni în seara asta? Da, mulțumesc, nu știu, am fost motivat pentru că mai sunt, avem două etape grele acum, una după alta, și dacă le batem, suntem campioni. Practic și acum am fi campion, dar și meciul viitor să-l batem să fie 100%. Ai nevoie de un punct. Da, 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 asta e, un egal meciul viitor și am luat campionat. Cum a fost în seara asta? Foarte, a fost foarte greu, o echipă grea, și în tur la fel ne-am chinuit cu ei, dar în seara asta a fost a noastră. A spus șampanie la rece, cum vei sărbători? Da, da, o avem acum, dăm drumul direct aici, o să ne dea băieți afară, nu plecăm. O țineți din sărbătoare în sărbătoare, mai sunt câteva etape până la final? Nu, ne mai gata, nu cred că putem să mai pierdem campionatul ăsta, l-avem. 99% al nostru. Colegul tău Florea spunea că veți juca serios toate meciurile, chiar dacă veți fi matematic. Da, 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 100%, că ne place, suntem, chiar dacă este o competiție de amatori, ne place și nu suntem echipa care să piardă, ne ofticăm foarte rău și ne place să câștigăm mereu. Deci vă simțiți bine aici la Victoria. Da, 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 100% și să o țineți tot așa. Mulțumesc.